în momentul când tu vezi că lumea de aici, mi-a povestit o doamnă care trăiește și azi, are 92 de ani, în anii 75 sau 76 a trecut printr-o operație de inimă foarte grea. Nu i-a reușit operația, a fost adus aici în Iași ca o refacere a ceea ce se mai putea face. Dânsa era puțin atee, era membră de partid, nu asta vreau să scot în evidență. Nu mergea la biserică, nu se ruga. Și fiind în spital, și că la un moment dat, în povestea dânsa l-a spovedit, eu o spovedesc din 95 și în ziua de azi o spovedesc, m-am speriat că odată când am împărtășit-o, mi-a spus, zice, cred că m-a iertat Dumnezeu, că zice, așa de frumos o strălucit azi împărtășania în lingură, și am zis că prinde, are un neuron împușcat de la ceva, zic, e vârsta. Dar nu era așa, ea avea chiar o vedere din asta rămasă ca o remanescență de la Dumnezeu pentru viața ei aleasă. Și mi-a povestit că cum sta în spital, a văzut că toți doctorii se agită în jurul ei, îi dau palmii, o înțeapă, o bat, puneau piele, resuscitatorul ăla. Și a zis că la un moment dat a văzut cum a trecut prin podul spitalului Spiridon, a mers în sus cu o viteză, nici nu și-o poate închipui, că deodată n-o mai văzut nor, n-o mai văzut cer, decât un albastru, după aia un întuneric, și apoi o luminiță mică. Când a ajuns la luminița aia, se gândea ce-o fi cu luminița aia, ea în mintea ei, cum mergea în sus cu viteza aia. Au zis că mergea ca o pană de aia care ar fugări un jet de aer. Și acolo a auzit vocea mamei ei. Ana, cât te-am rugat să te pocăiești și nu mai asculta niciodată. Mereu ți-am spus să ai grijă. Acum ce ai să faci tu în întunericul ăsta, unde te duci? Și zice, în clipa aia, atât am putut să zic, mamă, dacă ai îndrăzneală la Dumnezeu, mama ei fiind foarte credincioasă, crescând foarte mulți copii, și atunci când au fost deportările în Basarabia și al doilea război mondial, mama murise și doamna au rămas, era aici, în Moldoveancă, la noi în țară. Și a apucat să zică, mamă, dacă ai îndrăzneală la Dumnezeu, pune un cuvânt la Dumnezeu să mă ierte. Și a zis că n-am terminat de zis lucrul ăsta și a spus, fată, nu de mine, depinde doar de Hristos. A zis că în clipa aia a simțit cum deodată s-a schimbat centrul de urcare și a coborât cu așa o viteză până a văzut din nou norii, cerul, orașul, spitalul, da. S-a văzut din nou în cameră. Un monitor a început să țiuie, ăia tot o reșuscitau acolo, deci nici ea nu știe în cât timp s-o parcurs taina aceasta. Și deodată unul a spus, îi vie și-a revenit, îi vie și-a revenit, gata, e salvată, îi vie. Și în clipa când a deschis ochii și și-a revenit peste câteva zile, i-a povestit la asistentă tot ce a văzut și asistenta a spus așa, ca să vă cred lucrul ăsta, mai spuneți-mi odată ce ați văzut în pod la spital. Aveți saltele, aveți spaturi, aveți lădiți, aveți instrumentar vechi, aveți cutii cu tot felul de vechituri, aveți niște șarpantă neagră mai murdară și o tablă ruginită. S-au suit în mod experiență podul spitalului și alea erau lucrurile. Deci sufletul a trecut pe acolo și le-a văzut. Deci, ca să vezi că raționalitatea și sufletul au logica și legătura lor. Și doamna trăiește de atunci, a devenit foarte credincioasă, a avut un duhovnic prin zona Neamțului mulți ani, un părinte undeva în mănăstirea Agapea Văratic și când dumnealui s-a stins la vremea respectivă și a venit spre Iași, cineva a adus-o la mine și de atunci am rămas prieteni. Deci asta este o formă de a comunica cu Dumnezeu. După ce am văzut cele 6 zile frumusețile Raiului, ăsta este de fapt parastasul de a 9-a zi. Pentru că a 3-a zi noi facem praznicul după mort când îl ducem la groapă. 30 de zile vom merge prin muncile iadului. Atât de mult? Da, 30. De ce e nevoie? Pentru că sunt atât de multe. Ca să le putem parcurge, să vedem cât de mare este osânda celor care n-au știut pe Dumnezeu. Nu se atinge munca din noi și spune că sufletul se înfricoșează, că acolo se văd tristeții, supărare, gemite, plânsete, rugăminți. Dar Dumnezeu e surd la ele, pentru că Scriptura ne spune foarte clar. După viață nu există pocăință. În ce te va găsi moartea, între aceea te va lua, în ce te va găsi moartea, între aceea te va judeca. De-aia noi când facem la mort tot timpul, eu li spun, dar unii vorbesc și înțeleg, unii vorbesc și nu înțeleg. Oamenii în bunătatea lor și în dragostea lor vor la parastas neapărat să împartă friptură, carne, zamă, băutură. Nu.
Astea sunt tradiții populare românești, se cheamă donații, se cheamă milostenii, se cheamă pomană, ce vrei tu să o chemi. Pentru parastas, mortul propriu-zis are nevoie de trei lucruri. Crucea și sicriu, pânza pe față și toiagul, colăcelul și coliva, prescura, paharul de vin, lumânarea, cadelnița și preotul. Astea sunt cele care îl dezleagă. Tu i-ai făcut liturghia, l-ai proscomidit, i-ai pus părticelele la adormiți, l-ai băgat în groapă, i-ai făcut 40 de zile liturghie. Eu acum i-am învățat pe tot și îi pomenesc un an, nu-i mai știrbesc, că dacă îi lași pe oamenii uită și mai bine îl taxez. Eu zic, ia de cu a 50 lei că nu mor și pun acolo mortul tatanul să fie în caiet la pomenit, că nu dă bani, că prescura oricum trebuie să o pui și vinul și lasă-l să fie acolo acoperit sub slujbă. Dar în momentul în care omul n-a murit spovedit, n-a murit împărtășit, n-a murit în păcat Dumnezeu, n-a avut nicio treabă cu el, tu îi faci slujbe. El îi pot fi și de ușurare, dar nu știm în ce măsură îl ajută. Pentru că în rugăciunea proscomidiei spune foarte clar. Și pe toți cei care în nădejdea învierii și a vieții veșnice au dormit cu împărtășirea ta, Hristoase Dumnezeule, îi pomenește după mare mila ta. Și pui părticele acolo, Ioan, Vasile. Eu, de exemplu, am un obicei, nu știu ce a să fie după mine, când noi fie o treaba lor, ce-or face alții. Eu pe toți oamenii bătrâni din satul meu care i-am cunoscut, când am timp sâmbăta, permanent sau duminica, pun câte 10-15 într-o hârtie, iau de pomană și îi pun la parastas să fie pomeniți, pentru că la unii le-au murit și rândul doi de familie, adică cei care eu i-am cunoscut la vremea aia, proaspăt însurați acum 50 de ani, ei deja sunt și ei morți, iar pe părinții lor, când erau ei în vârstă, eu i-am prins, am copilărit cu ei. Și mă gândesc, chiar pe asta oare cine îl pomenești? Hai să pomenești pe el, hai să pomenești pe el, hai să-l pomenesc. Și interesant, interesant, câteodată că mi-aduc aminte de nume, care n-am avut tangență cu ele prin minte, iau ulița. Zic, ia să mă sui un pic în podul Slatinii. Cine sta pe dreapta? Cine sta aici? Cine sta aici? Cine sta aici? Și mi-aduc aminte pe toți. Ia să mă uit, mă sui un pic pe ulița Remezeului, ia să mă uit, mă urc un pic, mă duc pe centru, ia să mă duc pe Valea Câmpului. Și mi-aduc aminte pe toți și trec frumos și las acolo la pomeniți. Și sunt ferm convins că le ajută și se bucură. Deci asta este slujba pentru cel adormit. În a 40-a zi, sufletul vine din nou în fața Domnului Hristos. Este adus de înger. Dacă cei din urmă, de pe pământ, fac dovada unei evlavii și credințe, el poate avea șansa. Părintele Cleopa spunea că mila lui Dumnezeu e ca o balanță. Dacă balanța este perfect egală, Dumnezeu poate înclina spre bine din bunătate, pentru că el e bunătate. Dacă balanța este foarte puțin înclinată spre bine, Dumnezeu o dă la bine, nu contează, e un bine în plus, oricum e mai mult. Dar uneori și când e un pic mai, când e un pic înclinată chiar spre rău, dacă Dumnezeu vede bunătatea celor de pe pământ care au avut grijă să aprindă o lumânare, să zic un Doamne miluiește-l, să întindă o pâine de pomană la un sărac. Și acolo, și o găsim această mărturie, întâi la Baruch, amfrând pâine și vin pe mormintele părinților noștri, o găsim în Faptele Apostolilor, dar o găsim unde o găsim? O găsim la Iov, care în fiecare zi aducea un bou de jertfă la Sfințitul Soarelui lui Dumnezeu și îl ardea ardere de tot, ca nu cumva copiii lui să fi greșit măcar cu gândul. Deși erau niște dezmățați. 7 copii a avut, 7 ani a stat pe groapa din noroi, de moloz din cauza lor, până ce Dumnezeu l-a izbăvit și l-a curățit de lepra păcatelor copiilor. Pentru că Iov se ruga, dar copiii erau nepăsători. De diavolul, de puterea și de trupul lui, de sufletul lui, n-o putut să atingi. Eu zic, de trup te atingi și dai boală, dar de suflet n-ai voie, chis când te iei dumnezească. Și de aceea spun, noțiunea de suflet noi nu o tratăm ca o glumă. Noțiunea de suflet rămâne noțiunea de suflet. Am cunoscut tot aici în Iași două bătrâni extraordinare. Aș putea să amintesc de bunica Ortanța și moș Vasile de la Valea Lupului, doi oameni extraordinari care au murit ca doi sfinți. După aceea, o bunică Ortanța de aici, de la Golea, și o bunică Romica, le chema pe amândouă, veneau tot timpul la mine și una din ele avea rugăciunea minții. O veni la spovedit și eu, cum îți babilii bătrâni, își vorbesc încet, mă plictiseam, n-aveam răbdare.
Dar am zis că las că citesc o catismă din Psaltirii, cât spune acolo, cât și putea să spună. Făcuse 50 de ani prescuri la Biserica Golea, oricum era o femeie plăcută lui Dumnezeu și evlavioasă.